Un loc din România îi invită pe turiștii la clipe incredibil de frumoase, pline de relaxare și amintiri pe măsură. Cu siguranță, mulți români nu vor mai alege destinații departe de meleaguri după ce vor vedea această locație. Dunărea se unește aici cu marea, iar cerul este parcă scos din bazme. Imaginile sunt de vis. Este vorba despre un sat lipovenesc care este potrivit în special pentru cei care adoră natura. De asemenea, legenda locului este impresionantă. Din ce în ce mai mulți oameni din întreaga lume au fost impresionați de natura și poveștile de la noi. Iată că acum avem și un loc ce a devenit noul Saint-Tropez al Europei. Mai exact, este vorba despre Gura Portiței, acolo unde Dunărea se unește cu marea și cerul. Satul lipovenesc este o destinație de vis pentru mulți, mai cu seamă pentru cei care vor să se regăsească, să își liniștească mintea și să fie una cu natura. Gura Portiței a devenit o fâșie îngustă de nisip, care desparte Marea Neagră de Delta Dunării pe o distanță de 4 km. Există și o serie de facilități aici, precum un restaurant, un teren de sport în aer liber și un spațiu de joacă pentru copii. Printre activitățile pe care le poți face aici sunt și pescuitul sau plimbatul cu hidrobicicleta pe lacul Golovița. De asemenea, vizitatorii nu trebuie să împartă oaza de liniște cu prea mulți călători, pentru că numărul de locuri de cazare este sub 100. Trebuie să mergi pe drumul european 87 pentru a ajunge acolo și să faci dreapta în comuna Baia spre Jurilovca. Aici este și locul în care se știe o legendă străveche. Este vorba despre legenda argonauților. Iason era fiul din Tesalia, care a rămas fără tron, iar după ce a auzit că un rege foarte bogat de la poalele Caucazului se află la stăpânirea lânii de aur, și-a propus să meargă să o fure. Iason s-a îndrăgostit din prima clipă în care a ajuns acolo și a văzut-o pe Medea, fica regelui. Fata i-a spus cum să îi fure lâna de aur și a ascuns-o. Se spune că unul din locurile unde argonauții au ascuns lâna este cetatea Argamum, localizată de istorici în apropiere de Gura Portiței, relatează site-ul playtech.ro.